În continuare, până să începe o scurtă prezentare ca și un final al acestui panel, aș vrea să avem o discuție amiabilă, așa, cu domnul Bogdan Jiman, care este director din partea Cenaferului. Și apropo de ce s-a discutat înainte de către antevorbitorii dânsului, aș vrea să facem câteva referiri cu privire la viziunea Cenafer referitoare la ce spunea domnul Ciobanu Bogdan, la pregătirea forței de muncă necesară, chiar și aceea pentru viitoare terminale pe care sperăm să le avem. De asemenea, ca idee, aș vrea să întreb dacă s-a gândit sau s-a făcut ceva până în prezent de către Cenafer, luând de exemplu de la învățământul dual, care funcționează foarte bine în unele spații ale României, zona Galați, de exemplu, citeam undeva, s-ar putea iniția și la nivelul pregătirii forței de muncă pentru calea ferată pe acest model o pregătire a personalului în colaborare atât firmele private, da, care au posibilitate și care doresc să facă acest lucru, dar și cu o colaborare mai amplă cu Ministerul Educației, să venim cu propuneri pentru a reînființa liceele de specialitate feroviară, pentru a reînființa școlile profesionale, pentru că majoritatea personalului din calea ferată actualmente este mult trecut peste 55 de ani, cel mai mare procent, și în urmă nu prea avem personal tânăr care să le calce pe urmă, să îndrăgească această meserie de feroviar. Dacă vreți să ne expuneți câteva idei și cam la ce v-ați gândit, ținând cont și de faptul că împreună putem atrage și o serie de fonduri europene pentru pregătirea personalului, că sunt o grămadă de proiecte care se acceptă la finanțare de către Comisia Europeană în acest sens. Bună ziua! Aș vrea să vă mulțumesc pentru oportunitatea oferită. Aș dori să plec de la lansarea venită din partea domnului Ciobanu, referitor la acel aspect cu reluarea formării, cel puțin în partea inițială, în liceele, așa zise, foste CFR. Noi, de anul trecut, am lansat această provocare, chiar a participat la o întâlnire la noi un reprezentant din această zonă de la fostul liceu Brașov, căruia i-am propus să preia sub forma celor materii opționale în clasele terminale, astfel ca la terminarea liceului, absolvenții de liceu care doresc să continue în zona feroviară pentru calificare să vină deja cu un bagaj minim spre mediu de cunoștințe în acea zonă comună a ocupațiilor din zona feroviară, urmând să parcurgă în cadrul instituției noastre o diferență mai mică doar pe acele stricte noțiuni de specialitate care fac diferența pe funcție. Din păcate, ce ne-am întâlnit, am discutat atunci, am ajuns în același impas care a fost menționat și de antevorbitorii mei, acel impas legislativ care nu era la decizia nici a noastră ca instituție, nici a partenerului de dialog, ci undeva mai sus, cum s-a spus mai devreme. De ce am vrut să încep cu acest aspect? Legat de forța de muncă, indiferent de cât ne modernizăm, nu ne modernizăm, de situația pe care am avut-o, o avem sau o vom avea, unul din factorii foarte importanți în derularea activității de transport feroviar reprezintă resursa umană, care are și la rândul ei două componente. Odată, cantitatea de resursă umană, dacă satisface nevoia pe piața muncii, care aici se vede din solicitările angajatorilor, dar și calitatea vis-a-vis de pregătirea celor care vor lucra. Contează foarte mult, pentru că vorbim totuși de acel concept de siguranță al transportului, care este un concept important și nu trebuie neglijat. De asta a venit și propunerea noastră către partenerii din Ministerul Educației pentru a scurta această durată de formare. Dau un exemplu mai pentru mecanicul de locomotivă. Formarea inițială care se face conform legislației în vigoare în cadrul CENAFER sau în acele centre agrementate, dacă se dorește, pentru personalul propriu de către agenții economici, în urma modificării la nivel legislativ
adusă ordinului 261, durează 9 luni. 9 luni după care o persoană va obține doar un certificat de calificare. Asta nu înseamnă că va putea și lucra efectiv în domeniul feroviar. El va trebui să mai parcurgă o formare profesională suplimentară cerută de alte reglementări pentru a putea efectiv, dăm exemplu mecanic, pentru a putea efectiv conduce unul sau mai multe tipuri de material rulant pe una sau mai multe tipuri de infrastructură. Dacă stăm să facem o analiză concretă și reală, vedem că, de fapt, durata mare de formare până când un om luat din zona liberă de piață până a putea fi pus în capul unui tren, ponderea mai mare este în zona de formare suplimentară, nu formarea inițială. Ce am mai încercat CENAFER și sperăm să și finalizăm? Tot de anul trecut am fost contactați de o firmă, o societate, în vederea accesării unui proiect cu finanțare externă. Din anumite considerente pe care v-aș ruga să mă lăsați să nu le expun aici, nu am putut fi noi în calitate de parteneri beneficiari. Am putut fi doar să fim achiziționați în cadrul proiectului de către acea societate. Chiar la începutul lunii acestea ne-au anunțat că au obținut finanțarea, proiectul este viabil, și acum sunt în stadiu de realizare a grupului țintă. Urma săptămâna viitoare, după ce contactau și anumiți operatori pe care deja i-am sugerat să-i contacteze în vederea atragerii de personal care să participe la acel proiect, dacă nu se va realiza un anumit procent din grupul țintă pe care și-l doresc să-l aducă la noi la formare, să încercăm și promovarea acestui proiect prin alte mijloace, gen media, sau site-ul nostru, sau contacte directe cu beneficiarii prestațiilor noastre de-a lungul timpului. Problemele care apar legate de acest aspect, solicitarea este mare, cel puțin din analiza noastră internă a instituției. Solicitarea de formare este foarte mare pe zona, să zic, din punct de vedere al structurii noastre administrative, Craiova, București, Constanța. Aici este concentrarea foarte mare atât din partea operatorilor, mă refer ca beneficiar în niște prestații, cât și din partea persoanelor fizice, feedback pe care noi l-am luat ca intenție de formare, lansând diverse propuneri de proiecte, cum știți prea bine, Bursa Locurilor de Muncă, pe vremea când era director domnul Oțoiu. Și proiectele cu finanțare externă, cel puțin axele care au fost în vigoare până acum, exclud zona București și zona limitrofă București pentru a putea participa la aceste proiecte. Deci apar probleme de a atrage participanții în cadrul programelor. Eu reiterez, deși aici, lângă mine, am cel puțin doi colaboratori cu care am lucrat foarte bine până acum, cel puțin ăsta e din punctul meu de vedere, vis-a-vis de formare, reiterez și lansez o provocare să ne întâlnim cu toții la o masă în care să avem o discuție reală. În primul rând, o nevoie urgentă, care este prioritatea clară pe tip de ocupație, pe zone de acoperit și cu acel acces nediscriminator, proporțional în funcție de fiecare operator și de volumul de activitate pe care îl are, să-și facă acel schimb de generație de care vorbea domnul Șeclăman, referitor la vârsta înaintată a celor care sunt angajați. Mai ales că, nici nu știu cum să zic, noroc sau nenoroc, nu a început să producă efect acel statut feroviar cu data de 6 martie, cum ar fi trebuit anul acesta, s-a amânat un pic, că s-ar fi simțit mai dur. Ce am mai făcut CENAFER? Am profitat, ca să folosesc acest termen, de situația care există la ora actuală în întreaga lume și nemai fiind constrânși de acel aspect logistic de a avea cursanți într-un număr limitat în sală, dacă tot nu s-a putut, am investit în partea de digitizare ca să ajung și la această tematică a ședinței de astăzi, prin achiziționarea unor platforme, transpunerea materialului pe care noi îl avem didactic în anumite formate electronice pentru accesare online și am derulat și derulăm la ora actuală activitățile în format online. Unul din avantaje este că prin folosirea aceleiași resurse umane care și la noi este deficitară, putem avea un număr mai mare de participanți la programe. Cu rezultate imediate, nu vreau să dau cifre exacte că nu facem farmacie, pot doar să vă spun că la ora actuală, pe primul semestru care nu este încheiat, avem pentru ocupația de mecanic de locomotivă în școlarizare, în diverse etape, ori absolvenți la începutul anului, ori în curs
de a absolvi chiar în acest semestru, ori vor finaliza programul de formare profesională în ocupație mecanică de locomotivă până la sfârșitul anului, un număr egal cu ce am scos pe piața muncii în anii 2018, 19 și 20. Deci eu consider că e o creștere esențială dacă într-un semestru avem în școlarizare ce am scos în 3 ani. Cam atât, și dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră sau celor care sunt online, să mai doresc nelămuriri, sunt la dispoziție în măsura în care dețin aceste răspunsuri. Da, domnule Culcea. Da, dacă îmi dați voie. Eu aș veni cu o propunere să abordăm chestiunea aceasta mult mai ofensiv. În momentul de față, noi știm că operatorii de transport au prioritate în ce privește oferirea acelei resurse umane pe care dumneavoastră s-o specializați. Dacă am putea, dacă ne-am deschide cu ajutorul legislației și a Ministerului Transportului către toți specialiștii din industrie, pentru că noi avem nenumărați specialiști care pot să predea materiile necesare formării unui mecanic, a unui șef de tren și așa mai departe. Deci dacă ne-am deschide și către zona aceasta privată, sub supravegherea CENAFER, am putea să abordăm, să atacăm două segmente de piață. Odată, ceea ce putem efectiv noi forma ca operator de transport, pentru că există și după specializare perioada de formare, cum ați zis, care e mult mai lungă și care devine un fel de gâtuire, de bottleneck în tot procesul ăsta, și să ne oferim serviciile astea de formare și către restul publicului care ar vrea să facă pe bani proprii aceste școli. În momentul ăsta, dacă am avea o astfel de abordare și dumneavoastră să luptați pe front și noi, am putea în 2-3 ani să creăm în piață un număr de mecanici, de șef de tren suficient de mare, astfel încât să putem renunța mai repede și la pensionari și chiar să ne caute ei pe noi, să nu alergăm noi și să lucrăm în felul acesta cu ore plus și așa mai departe. Deci, numai efortul pe care îl faceți dumneavoastră pentru operatorii de transport și pe care îl apreciem pentru că a triplat capacitatea de formare, tot nu este suficient, din punctul meu de vedere. Noi ar trebui să ne oferim servicii și către cei care sunt foarte mulți, care ar plăti să facă aceste școli, iar la serviciu, la sfârșitul școlii să fie niște oameni liberi să se angajeze la orice operator doresc ei. Da, știu la ce vă aspect eu referiți, exact la acea modificare de care, la care m-am referit eu mai devreme, la Ordinul 2261, dacă nu mă înșel, Ordin 910, poartă denumirea, care oferă posibilitatea operatorilor economici de a forma în centre proprii sub coordonarea organismului CENAFER, dar cu acea măsură restrictivă numai pentru personalul propriu. Și bănuiesc că provocarea lansată de noastră este de a putea extinde cumva și pentru acele așa zise persoane fizice, nu să vă constrângă doar forțându-vă pentru un efort financiar de a avea acel statut de angajat propriu să puteți forma. Am înțeles bine la acest aspect vă referiți? Da, inclusiv aspectul ăsta. Da. Adică noi am putea să formăm pentru noi, de exemplu? Noi am putea să formăm pentru noi, ar vrea să formați pe cei care sunt gata să-și plătească singur școala. Important este să avem o cifră de școlarizare mult mai mare. Da, CENAFER niciodată, și puteți să confirmați sau să infirmați dacă cumva nu am transmis noi acest mesaj până acum, niciodată n-am fost împotriva liberalizării pieței de formare. Dar totuși în condițiile respectării anumitor principii care nu sunt venite numai de la noi, sunt venite și în zona europeană. Să nu uităm că mecanicul de locomotivă este o ocupație care, conform directivei transpuse și în legislația internă, este o ocupație transfrontalieră. Ori de-aia se impune existența unui organism ca acea formare să fie făcută în termenii ceruți de actele normative transpuse în cadrul legislativ intern. Dacă cumva vă refereați la acea formare în unitatea dumneavoastră, să lucreze numai în unitatea dumneavoastră sau să poată migra pe piața muncii? Ca să știu despre ce aspecte vorbim, că sunt două aspecte. E acel om calificat care va presta activități strict numai în
într-o anumită zonă sau va putea merge și în alte zone. Indiferent de aspect, repet, poziția CNAFER este de deschidere. Nu avem nimic împotriva liberalizării piețele formale. Și cred că am făcut și dovada până acum prin dialogul pe care l-am purtat la acea modificare de ordin. În plus de asta, ar fi în acordurile de parteneria prin care derulăm la ora actuală și în care, într-adevăr, am apelat la acea resursă umană de specialitate la care făceați referire mai devreme în actul de predare. Deci, o să continui eu la ce spunea domnul Neculcea. Deci, problema e foarte simplă cu CNAFER-ul. Este un organism foarte important, are 8 centre de pregătire la nivelul țării, dar care ar putea face mult mai mult decât face în prezent. Cum? În primul rând trebuie umbla la legislație. De cei care suferă sunt cei din calea ferată, în general, iar spun, indiferent de forma de proprietate. De nu trebuie să-l obligi pe un operator să angajeze pe cineva ca să-l trimiți la școală. Deci legislația trebuie modificată clar. Și v-am dat exemplu pe sistemul învățământului dual, poate să existe două forme. Vine partenerul, deci cel care dorește să se pregătească în domeniu și încheie un contract cu unul din operatorii care doresc să facă astfel de cursuri, da? Prin care îi acordă o bursă și atunci automat e ce spuneați dumneavoastră, are un contract și rămâne după terminarea cursului și luarea certificatului la el pentru a lucra pentru o anumită perioadă, sau poate exista, ce spunea și domnul Neculcea, candidați care doresc să-și plătească, după aceea să obțină certificarea, să fie liber ca fotbaliștii, da? Când i s-a terminat contractul. Liber pe piață. Da? Deci pentru asta nu înseamnă că se diminuează rolul CNAFER-ului. Din contră, ce spunea și domnul Neculcea, spunea foarte bine. Deci ar trebui atrași pe anumite meserii, că toată lumea se referă când vorbim de personal la mecanic de locomotivă. Dar nu e lipsă doar de mecanici, e lipsă de personal de întreținerea, administrarea căii, de întreținerea căii, e lipsă de personal de operare, atât la marfă cât și la călători. Aceste cursuri pot fi pregătite inclusiv în centrele operatorilor care doresc și au posibilitatea să facă așa ceva, iar CNAFER-ul să fie cel care asigură practic corpul de lectori care trebuie agreat și abilitat de CNAFER ca să poată să vină să îți pregătească forța de muncă respectivă, și CNAFER-ul este cel la care, exact ca la, eu dau exemplul ăsta mereu, ca la poliția rutieră. Am făcut școala de șofer oriunde și mă duc la examen la poliția rutieră, sunt bun, îmi dă certificatul, nu? Mă mai trimite, mai azi 10 ore, nu? Același lucru se poate întâmpla pentru meseriile din calea ferată. Hai să presupunem, la mecanice mai, dar cei care mai puțin sistemul de simulare, care îl are CNAFER-ul, care e foarte deștept și obligatoriu, da? Dar partea de teorie poate fi predată atât în centrele operatorilor, cât și în cele 8 centre pe care le are CNAFER-ul. Asta nu înseamnă că îi diminuăm importanța CNAFER-ului. Din contră, îi crește importanța și rolul. Și poate în condițiile astea în care atrage și alte specialități de oameni foarte bine pregătiți, care să poată să îi ajute la, bineînțeles, contracost, la realizarea acestui obiectiv, acela de a asigura forța de muncă necesară căi ferate, care e într-o criză totală la nivel european, nu numai în România vorbim, da? Ar fi o chestie extraordinar de bună. De aceea, eu vă promit că o să cer operatorilor membri ai organizației noastre o situație cu efectiv meseriile și necesarul pe fiecare meserie de oameni care ar trebui să aibă pregătiți în vederea angajărilor pe o perioadă de următorii 2-3-4 ani, să spunem. O să vă trimit o astfel de situație și poate împreună vom găsi și o modalitate de a atrage fonduri europene, nu alte fonduri, fonduri europene.
Eu vă spun că a fost pe POI, parcă, până în 2020, un astfel de program la care nu puteai să-l faci decât cu Cenaferul, adică era vorba operatorii privați prin organizație, dar care nu își lua niciun ban, nu avea nicio treabă. Deci toată lumea când vrea ceva în România să facă, toți se gândesc, dar ce câștigă ăla? Vă spun din start că organizația nu câștiga nimic, nici operatorii. Operatorii câștigau forța de muncă care le punea Cenaferul în final la dispoziție. Uite, domnule, ai pregătit, ai certificat și cu asta basta, da? Cel care câștiga era tot Cenaferul. Pentru acest lucru, vă dați seama, un curs cu câteva sute de persoane, pe câteva categorii de meserii, sute, poate chiar și mii de persoane plătiri la nivel european, se ridică la niște valori. Cenaferul trebuia să contribuie, întrucât era partea de stat și asta era o obligație în proiect și ieșea cu proiectul. Vă spun eu că vi-l aduc și să vedem când o să vin cu el pe tavă, dacă vom fi respins sau vom fi agreați și vom colabora. Deci trebuia să participe cu 2% din valoarea proiectului realizat, nu cu proiectul propus, din realizări. Asta însemna o sumă infimă, care, dacă vreți, eu vă învăț și cum o puteți recupera pe urmă, ca să nu suporte bugetul statului, da? Această sumă. Problema este că se pot rezolva niște probleme. Totul e să dorim și totul e, în primul rând, să găsim soluții. Să gândim, să ne sfătuim, pentru că, vreți să vă spun, în primul rând, totul pleacă de la lipsă de comunicare. Eu n-am văzut nicăieri, vă spun, am lucrat și în industrie, și în instituții centrale, deci cunosc foarte bine România din toate punctele de vedere. N-am văzut nicăieri, dacă vreți, un conflict mai mare ca la calea ferată, între infrastructură și operatori, da? Între operatori în funcție de ce capital au de stat și privat, și în ultima perioadă, dați-mi voie să vă spun că am observat chiar și între operatorii privați sunt unii care au probabil alte gânduri. Dar, sincer, haideți să ne dăm mână cu mână și v-am zis, împreună cu sindicatele, împreună cu conducerile societăților sau naționale sau comerciale cu capital de stat și să vorbim aceeași limbă, să trecem la treabă. Pentru că, vedeți, eu am ținut neapărat, înainte de a veni la această conferință, chiar le propusesem la cei de la Club Feroviar, că să trecem de etapa aceasta de a veni cu o prezentare, o pune omul frumos pe ecran, vezi câteva slide-uri, un comentariu, două la final sau deloc, și cu asta ne-am făcut treaba. Să organizăm astfel de mese rotunde la care să participe principalii jucători din piața sectorului feroviar, da? Așa. Și în urma discuțiilor chiar să punem pe hârtie niște lucruri, să o luăm pe etape și ușor, ușor ne facem o listă de probleme care le-aș da o sugestie celor de la Club Feroviar. În funcție de discuții, eu vă spun că eu sunt în stare mâine să dau cel puțin 10 probleme importante la nivel de cale ferată care ar trebui să, începând de la legislație, până la Cenafer, pregătirea forței de muncă, care ar trebui rezolvate cât mai urgent și care sunt prioritare. Și pe astea, dacă le punem pe hârtie și începem să ni le urmărim și să facem în continuare dezbateri cu stadiile de realizare a ceea ce ne propune, că venim, prezentăm, stăm de vorbă și când ieșim de aici am uitat, că fiecare ne luăm cu treaba noastră. Și de asemenea să vorbim aceeași limbă la nivelul ministerului, pentru că avem o direcție feroviară. Eu nu vreau să se supere pe mine, dar mai activ. Activitatea e mult mai complexă. Pe urmă, ministerul trebuie să fie, eu am pregătit din nou o adresă pe câteva pagini bune în care atrag atenția, și foarte important ce vă spun, că la nivel european s-a început deja modificarea de la începutul acestui an, modificarea orientărilor privind piața energiei electrice, da? Asta îi interesează pe cei care au mai mult tracțiune
electrică, da? Locomotive electrice. Dar aici, dacă ne uităm ce fere călători, ce fere marfă și câțiva de la organizația privată, da? Care fac parte din organizația privată. Până acum România n-a făcut nimic, nici măcar nu știu că s-a început acest lucru. De asemenea, se lucrează în aceeași perioadă începută, deci la legislația cu privire la acordarea ajutoarelor de stat pentru calea ferată, care este valabilă în continuare, dar care se dorește schimbarea ei începând cu 1 ianuarie anul viitor. Până acum România n-a avut nicio intervenție. Dacă ne vom trezi tot așa, după ce se încheie acest capitol de rearanjare a legislației, că știți că am fi avut și noi nevoie, de exemplu, la energie electrică, de redus intensitatea de la 20 la 10 ca să poată să intre și transportul feroviar electric într-o schemă de ajutor de stat de scutire parțială a certificatelor, la plata a certificatelor verzi, cum a intrat industria marii consumatori. Degeaba vom vorbi după aceea, dacă nu venim să propunem să analizeze Comisia Europeană, să zică, da, domnule, uite, o chestie bună pentru cei care sunt mai puțin dezvoltați, că nu ne comparăm cu Germania, cu Austria, cu Franța, în materie de transport feroviar, e foarte bine pentru o anumită perioadă să băgăm chestia asta, că îi ajută și putem menționa pentru cine anume o băgăm, da? Deci sunt tot felul de situații în care, dacă nu acționăm urgent, degeaba ne trezim peste un an sau doi.